Un bărbat din județul Suceava a fost găsit viu ca prim minune după o intervenție de 8 ore. Un mal de pământ s-a prăbușit peste el. Incidentul a avut loc în localitatea pojoruta din județul Suceava. Omul lucra împreună cu alți doi bărbați pentru curățarea unei fântâni, iar malul acestea s-a surpat peste unul dintre ei. Bărbatul a fost surprins sub un strat gros de pietre și lut. La fața locului s-au deplasat pompierii militari cu două autospeciale, un echipaj mord și altul aparținând serviciului de ambulanță județean Suceava. În sprijinul echipajelor la locul evenimentului au intervenit două buldoi scavatoare de la Comitetul Local pentru Situații de Urgență Pojorâta. Pentru a ajunge cât mai repede la victimă, salvatorii au săpat până la o adâncime de aproximativ 4 metri, cu ajutorul buldo excavatoarelor au consolidat malurile și au continuat săpăturile inclusiv manual. Victima a fost găsită la o adâncime de aproximativ 8 metri, fiind acoperită de un strat de piatră de peste 5 metri înălțime. Bărbatul a fost recuperat și predat echipajului medical, ulterior a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava.